O podgorie micuță pe insula Tasos. Germanul Alexander Herr și angajații lui adună strugurii în coșuri de răchită. Până aici, nimic deosebit. Dar în loc să ducă recolta la depozit, fructele ajung altundeva. Viticultorul vrea să-i depoziteze în apa mării. Es gibt Kosmonauten, es gibt Astronauten, jetzt gibt es halt einen Aquanauten und dann ist es einfach der aquanautische Wein. Vin din Marea Egee. Strugurii sunt ținuți în apă într-un sac de in permeabil. Strugurii sunt scufundați la adâncimea de 15 metri. Sunt controlați din când în când. Conform unor scrieri din antichitate, acum 2000 de ani, strugurii pentru vin erau udați cu apă de mare pentru a le da o aromă specială. Când i-am simțit mirosul prima oară, am fost surprins să constat că vinul are o notă puternică de fructe, pe care sarea a accentuat-o. Strugurii sunt ținuți pe fundul mării timp de 5 zile. La început, Herr s-a temut că presiunea va distruge boabele, dar procesul de scufundare a decurs fără probleme. În urmă cu 10 ani, expertul în vinuri, originar din Leipzig, s-a dus pe insulă. A constatat că nu există niciun butuc de viță de vie, deși relieful și solul erau ideale. Totul era acoperit cu pin, cu mure și tot felul de tufărișuri. Acum 60 de ani, mulți locuitori ai insulei au abandonat viticultura în favoarea altor ocupații. Mulți au ales sectorul turismului în apropierea litoralului sau au plecat peste ocean, ori în Germania. Herr vrea să reînvie tradiția producerii vinurilor pe Tasos. Vecinul său cultivă viță de vie doar pentru a transforma struguri în băutură spiritoasă și nu crede că germanul va avea succes. Toată lumea de aici ar prefera să consume un vin local, precum cel al lui Alexander, dar nu este în interesul marilor producători sau al statului ca aici să fie reluată producția de vinuri. Altfel, statul n-ar fi permis mai demult desființarea culturilor de viță de vie. Bunicii noștri aveau viță de vie peste tot aici. Alexander Herr nu renunță la ideea sa. Vinului său, produs după o metodă străveche, îi se adaugă amforele pe care le cumpără de la târgul de vechituri. Acum 2 zile am scufundat amforele în mare, controlat, desigur, pentru a le pregăti pentru procesul de fermentare. Iar sarea este un mediu natural, microbiologic steril. Steriles medium. Rămâne întrebarea ce gust are licoarea obținută din boabe ținute în apa mării. Pe seară, Herr o invită la degustare pe proprietara tavernei din sat. Nu e chiar așa sărat. Mulți spun că Alexander este puțin sărit de pe fix, adică încearcă mereu ceva nou, iar mulți nu știu despre ce este vorba. Dar dacă vinul e bun, de ce nu? Pe fundul Mării Egee așteaptă deja următorii struguri. În curând, vinul aquanautic urmează să-și facă intrarea pe piețele din afara Greciei.